Toată lumea e prezentă, toată lumea e aici, ora 10 a sosit, Nicu Bendea s-a pornit. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de like-uri, mulțumesc de faptul că spuneți lumii să vină aici, să discutăm, să stăm de vorbă, că și astăzi avem o droaie de subiecte pe care trebuie să le comentați la secțiunea de comentarii. Așadar, Ludovic Orban, cel pe care domnul Marcel Ciolacu vrea să-l dea jos, ca și zis, nu-i așa? Orban, ne pregătește-te că o să redevii cel mai cunoscut șomer din România. Ciolacu vorbește, care până la 37 de ani nu a avut o meserie și acum, după atâta timp, are și el o funcție și îi se dă mare. El stătea cu ăsta, cu Dragnea. Dragnea prindea știucă și Ciolacu îi pregătea momeala. Acum pregătește momeala pentru electorat, pentru alegerile din 27 septembrie. Dar nu despre asta e vorba, vorba maestrului Piersic. E vorba că domnul Ludovic Orban a făcut ieri niște declarații puternice. Susține în continuare deschiderea școlilor. Să meargă elevii la școală așa cum trebuie, pentru că este un procent foarte mic. Doar 6,3% dintre elevi ar avea guvid. Mai puțin decât media adulților. Deci e bine. Se poate să se redeschidă școlile, să se întâlnească elevii în pauze, să facă prostioare cu sau fără distanțare. Și tot domnul Ludovic Orban spune că de la 1 septembrie se gândește serios să redeschidă restaurantele. Mergem la restaurant, luăm o ceafă, o salată de varză și ne bucurăm, dăm pe ele 100 de lei, dar nu contează că mergem la restaurant, că dacă burta românului e plină, știe pe ce să pună ștampila. Manevră! Manevră! Dar teatrele când le deschideți? Că săraci artiști liberi, profesioniști, se refugiază până livezi, până grădini, până curți, ca să mai aibă un spectacol, să mai bucure publicul, a? La asta nu vă gândiți? Ci că în SUA, din cauza pandemiei, a crescut numărul de operații estetice. Nu-și mai mărește lumea sânii, nu-și mai lungește lumea demnitatea, nu-și mai umflă fesele, nu, la față. Căci că lucrează de acasă și să nu li se vadă ridurile, să nu li se vadă labele de gâscă. În SUA, da? Uitați-vă că în SUA operațiile estetice merg ca unse. Domnul Ion Țiriac, îl știți pe Nea Țiriac, magnatul, multimiliardarul, a spus că are încredere în vaccinul rusesc. Păi cum era Nea Țiriac? Nu Germania te-a format pe tine? Nu ai tu punctualitate de neamț, corectitudine de neamț și avere de sasă? Nea Țiriac, cred în vaccinul rusesc. Păi eu nu știu ce să cred, că pe principalul opozant al lui Putin, pe Navalny, ăla de lor lua nemții și lor dus la spitalul lor să-l trateze, hă? Rușii ce zic despre el? Ce urme s-au găsit? Urme de alcool. Cât a fost de ei în spital, au făcut analizele și au zis, bă, ăsta era beat, de aia e rău. L-au dus în Germania, i-au făcut analize, se pare că este urmă de otravă. A fost o otrăvire. Și atunci pe cine să crezi? Atunci pe cine să crezi? Sigur, pe Țancă Uraganu. Îl știți, nu? Nu-l prezintă busul la meteo, dar YouTube un trending îl prezintă zi de zi. Țancă Uraganu la o paranghelie a spus că nu mai avem epidemie. A spus, mergeți acasă, de mâine nu mai există guvid. Țancă Uraganu, mă. Țancă Uraganu. Nou, cum să zic, nou cioban de la Maglavit. Minune. Omul făcător de minuni. Dacă ăsta zice că de mâine nu mai avem poluare, nu mai avem poluare. De mâine intrăm în zona euro, de mâine o să avem salariile în euro. Țancă Uraganu. Notați-vă numele ăsta. Și după aia rupeți hârtia. Nu e așa. Noi avem manele. La noi cultura manelelor e mai populară decât cultura castravetelui, care tot până semințe se înmulțește și conține multă apă, deci nu are consistență. Așa sunt zilele mele, toate spline cu manele, când pe munte urc boxa, dușmani îmi pupă mâna. Da, în weekend, pe vârful Moldoveanu, 2544 de metri, s-au adunat românașii noștri. Bravo lor! Totuși, cu pandemia asta, am ajuns să ne mai cunoaștem patria. S-a mai ajuns până Delta, s-a mai ajuns până Moldova, s-a mai ajuns până Bucovina, Bătălvina. Și acum chiar pe vârful Moldoveanu, adevărat. Dar românul, românul verde, cum s-a dus pe munte? Totuși sunt 2544 de metri, domnule. În Teneș, fără rezerve de apă,
fără un fâș la el, dar cu troller. Cu troller și cu o boxă din care răsunau manelele. Pe munte, mă, pe vârful muntelui, pe Moldoveanu, la 2544 de metri, răsună manelele patriei, da? Că vorba care era? Codrui frate cu românul, dar codrii nu mai avem. Să trăiți, domnul din Austria, că s-au dus. Și atunci ce ne-a mai rămas? Maneaua. Maneaua-i soră de tată cu românul. Că dacă nu auzim o manea, viața să mor eu e grea. Că dacă asculți manele, zilele numai e grele. Cu manelele pe munte stăm de veacuri cu căciulile pe frunte. Cu manelele pe munte. Dar te gândești acolo că dacă tot urci, tot bați atâta cale, nu-i mai bine să n-asculți nimic, să stai, să privești în stânga, în dreapta, să te gândești sau să nu te gândești la nimic. Nu? Să nu-ți duci nicio muzică. Ce muzică să asculți? Acolo e natura, acolo e frumos. Acolo e superbitate. Tu te duci și intoxici aerul de la 2544 de metri cu manelele, să cânte manelele pentru toate muntele, pentru toate muntele, mă. Manele adevărate, că avem mulți de calitate, că avem mulți de calitate. Bineînțeles că s-au lăsat și gunoaiele și ambalajele aferente, că după ce asculți o manea, nu-ți vine să faci curățenie, îți vine să te deschei trei nasturi la cămașă, chiar dacă ai pe tine tricou, să scoți lănțicul, să-ți arezi ghiulul, unghia de la deștu mic și să faci prostii. Maneaua, soră de tată cu românul. Că nu mai avem codri. Avem niște livezi, dar nici alea nu sunt ale noastre. Că uitați-vă, domnul Pib, primar interimar al Bucureștiului și după aia primar plin al Bucureștiului, domnul practic Viorel Lis, se judecă cu niște localnici din Argeș pentru o livadă. Și se pare că în prima fază a pierdut procesul. Nu li lor rușine, nu se gândesc la bătrânețile grele ale fostului primar, actualmente monden de scandal Viorel Lis, să ia lui livada. Păi un om la aproape 80 de ani are nevoie de fructe pe care livada le dă, are nevoie de soare pe care livada îl dă, are nevoie de fotosinteză pe care o analiz. Nu știu dacă eu mai dă. Vedeți? Domnul Lis se baza că o să culeagă și el ceva mere, pere, prune de acolo, din livada din Argeș. Și acum a rămas fără livadă. Ce face omul ca să aibă fructe? Se întoarce la păcănele. Prună, prună, strugure, lebeniță. Cam mai pierdut jumătate de pensie. Vedeți? Vedeți că puțin bătrâni avem și nici de ei nu avem grijă. Cu alegerile cum stăm, cum a ieșit în drumul public, în drumul principal, cum a ieșit acolo în drum, benere peste benere, eu sunt cel mai bun, eu sunt adevărat. Am văzut și o poză cu domnul Tinu Vereșezan, mândră floare trandafir, nu cântă el, să știți, o cântă Lucian Drăgan, dar mă rog, ziceam așa, apare și domnul Tinu Vereșezan, candidat la Consiliul Județean Arad, se ține așa de sacou și are o privire umedă spre electoratul feminin, așa ceva. Tararara. Ce cântă Tinu Vereșezan? Vedeți că îmi scapă acum. Scrieți la comentarii. A, refrenul ăla. De-aia câteodată beau, mai beau și o fac la tă, că la toți ni-i greu, dar nu l-o toți deodată. Și dacă va ieși el acolo în fruntea Consiliului Județean, ce o să cânte? Nu-i așa? De-aia câteodată beau câte un păhărel, că la toți ni-i greu, dar nu la toți la fel. Câte ziua ar cânta Tinu Vereșezan? Tot electoratul ar sta acolo la el la coadă ca la pită. Pentru femei ar fi ispită, da. Vin artiștii în funcții publice. La Sibiu, un alt artist, o ce artist, un rege, regele Cioabă, candidează de primar. E un pic sub demnitatea lui. Dita mai rege să candidezi de un amărâ, pentru un amărât fotoliu de primar din Sibiu, dar a zis domnul Cioabă că el merge pe model Iohannis. Ce Iohannis? Nu era minoritar și a ieșit primar. Ce domnul Cioabă? Nu-i minoritar în Sibiu, mai minoritar. Pregătiți-vă peste 4 ani să punem ștampila de președinte pe domnul Dorin Regele Cioabă. V-am lăsat și nu v-am ștampilat. După ce ascultați video ăsta, nu intrați pe manele.
închideți internetul. Gândiți-vă 5 minute la ce am zis și după aia scrieți-mi la comentarii. Mulțumesc de urmărire, o zi splendidă vă doresc. Vă salută iarăși Nicu Bendea. Tarala, tarala.